Bună, eu sunt Raluca, afară ninge neîncetat și pentru prima oară după 6 luni, cred, mi-am prins părul într-un coc. Este timpul pentru încă un episod Ralu testează, cel despre care vă spuneam că l-am visat literalmente pe data de 31 decembrie și am știut că asta trebuie să fac tot anul 2021. Așadar, hai să vedem ce fond de ten intră astăzi în rubrica Ralu testează. Fondul de ten despre care o să povestim astăzi este un fond de ten mult dezbătut pe TikTok. Este un fond de ten care face furori de fiecare dată când îl postez pentru că e un produs foarte, foarte bun. Ta-da! Vichy este unul dintre brandurile mele preferate. Mai cu seamă pentru faptul că vorbim despre produse dermatocosmetice. Fondul acesta de ten a ajuns în colecția mea pentru că, la un moment dat, într-un kit de testare, am primit și o mostră a lui. Era de ceva vreme în atenția mea și era pe lista de fonduri de ten pe care să le testez, pe care aș vrea să le am în colecție, însă nu ajunsesem să îl cumpăr. Mostra aceea a fost cea care m-a făcut să mă decid să îl achiziționez imediat și după ce am folosit-o, am și un video pe TikTok în sensul ăsta pentru că m-a uimit toate calitățile produsului și imediat după ce am folosit-o, mi-am cumpărat și produsul pe care îl vedeți acum în mâna mea. Așadar, episodul cu numărul 3 din Ralu testează are în centrul atenției acest fond de ten Vichy Derma Blend 3D Correction și am varianta aceasta pentru că tenul meu este mixt și asta este varianta potrivită mie. Există, desigur, și varianta pentru ten normal sau uscat, adică varianta Derma Blend fără să aibă și adăugirea 3D Correction. Hai să-l punem la treabă și să vedeți și voi ce poate să facă. Pornim cu ambalajul. Acest fond de ten are un ambalaj de 30 de ml de plastic și dacă mă urmăriți pe TikTok, știți că eu sunt obsedată de fondurile de ten care vin în sticluță de sticlă și au ambalaj cu pompiță. Dar să zicem că la cât de bun este fondul acesta de ten și la performanțele pe care le are, pot să trec peste inconvenientul acesta legat de ambalaj. Știu că el există în 7 nuanțe, de la cea mai deschisă la cea mai închisă, iar eu am nuanța 25 nude. Sincer, nu știu pe unde să o poziționez în cele 7 nuanțe care există, însă aș zice că este a doua, sper să nu greșesc. E nuanța pe care am testat-o în mostra pe care am primit-o și sincer, nu m-am gândit să-mi iau o variantă mai deschisă, pentru că asta este super potrivită pentru tenul meu. Vichy Derma Blend 3D Correction este un fond de ten corector care acoperă toate imperfecțiunile și lasă un ten mat și catifelat. De aceea se și adresează tenurilor mixte sau gras. Acum, dacă nu știți tehnica pe care eu o folosesc pentru aplicarea fondului de ten, am să o mai povestesc o dată. Eu îl aplic de obicei în palmă, exact în felul acesta. Aplic o cantitate mică, îl voi blendui apoi cu burețelul astfel încât pe el să se ia exact cantitatea potrivită pentru a fi aplicat uniform pe ten și pentru a nu avea puncte de pe față care să fie mai încărcate decât restul tenului și în același timp mă asigur și că produsul este încălzit fiind aplicat în această zonă care este caldă. Astfel că recomandarea mea este ca tenul să fie pregătit în prealabil, să aibă absolut tot ce îi trebuie ca să poată primi fondul de ten, produsul să fie încălzit și să fie aplicat uniform, astfel încât să nu existe pete pe ten și, evident, burețelul să fie umezit. Voi folosi același burețel de la Bioderma, așa cum am spus, pe acesta îl păstrez strict pentru aceste review-uri, ca să fie treaba și să acordăm șanse egale tuturor fondurilor de ten. Iuhu! Ce trebuie să știi foarte important despre acest fond de ten este că el conține acid salicilic care are un efect de exfoliere și revenim la recomandat.
Radon, la recomandarea pentru tenurile mixte sau grase și epirulină, care are un efect de calmare. Și mai important de atât și motivul pentru care eu îl țin în colecția mea ca pe unul dintre cele mai bune fonduri de ten este un produs non-comedogenic. Nu conține parabeni și, fiind non-comedogenic, nu blochează porii și lasă tenul să respire. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care nimeni, dar nimeni, nu ar trebui să stea pe gânduri atunci când își achiziționează sau intenționează să își achiziționeze acest fond de ten. Hai să-l aplicăm și să vedem ce face. Am zis că iau o cantitate mică. Am luat-o pe aceasta, vin cu burețelul și îmi iau produs din palmă și apoi mă apuc să îl întind pe bucăți mici, mici de ten. După cum vedeți, astăzi tenul nu mai lucește așa tare pentru că am deja câteva zile, cred că vreo două, de când am încheiat tratamentul acela, în fine, seria de fiole pe care le-am luat luna aceasta, pe care le-am aplicat pe ten luna aceasta și și-a mai pierdut un pic din strălucirea aceea pe care o avea zilele trecute. La review-urile trecute, de fapt. Ok, hai să mă uit și într-o oglindă ca să văd și eu ce fac aici. Ce îmi place mie să fac este să aplic produsul pe bucăți foarte, foarte mici de ten, astfel încât nu îl aplic pe toată fața și vin ulterior cu burețelul, pentru că sigur se va usca până ajung eu să uniformizez tot fondul de ten pe față. Și atunci îl aplic pe bucățele mici, la modul acesta, ca să mă asigur că produsul este așa cum trebuie în momentul în care eu finalizez de aplicat pe toată fața și pentru că nu vreau să vin ulterior și să spun produsul ăsta nu e bun, nu îmi place, este într-un fel, nu e el bun, nu că nu știu eu să îl aplic, el ca produs nu e bun. Nu, n-am să vin să spun asta pentru că am învățat să îl aplic astfel încât să mă folosesc la maxim de performanțele lui. Din când în când o să bag câte o oglindă în cadru, aceasta este cea pe care o folosesc acum pentru că pe asta o am la îndemână. Îmi pare rău pentru treaba asta, încerc să mă controlez, dar nu-mi iese 100%. Fondul ăsta de ten are o acoperire extrem, dar extrem de bună. Îmi zicea cineva pe TikTok zilele trecute că nu poate să-și dea seama cât de bun e fondul de ten pentru că eu am o față curată și nu-și poate da seama dacă el acoperă bine sau nu, că ar fi trebuit să am imperfecțiunea astfel încât să-și dea seama. Și dacă ai ajuns în punctul ăsta al materialului, te rog, du-te la începutul lui ca să vezi că pe aici am toate culorile. Fiecare zonă de pe fața mea este colorată într-o altă nuanță. Nu aș ști să spun de ce, nu e iritație, nu e roșeață, nu e nimic, pur și simplu așa este tenul meu și probabil că ar trebui să mă duc la un dermatolog dacă aș vrea mai multe detalii în sensul ăsta, dar n-am considerat-o o prioritate, cu atât mai mult cu cât nu pare a fi o problemă, pur și simplu cred că așa este culoarea tenului în zonele respective și nu mă deranjează la modul că nu mi face probleme treaba asta. Ce trebuie să îți reamintesc legat de aplicarea fondului de ten și pe TikTok o zic foarte des, sper că și în celelalte materiale am zis-o, atenție la zona din jurul nasului pentru că aici se creează foarte multe cute și riști să nu ai fondul de ten aplicat cum trebuie aici. Atenție să aplici și pe urechi astfel încât ele să fie de aceeași nuanță cu zona feței și atenție să aplici și pe gât. Eu voi aplica... Ce ciudat vorbesc când tapotez pe gât. Eu voi aplica doar până la nivelul acesta. Doamne, ce voce! Eu voi aplica doar până la nivelul acesta pentru că am această bluză cu guler înalt sau cu guler. Nu știu dacă există guler înalt.
și nu am nevoie să o aplic până pe decolteu. Bun, ăsta este fondul de ten. Hai să aruncăm o privire în oglindă. Este absolut superb, mi-a acoperit foarte bine, porii mei sunt, cred că, super fericiți că nu sunt încărcați în acest moment. Așa arată fondul de ten. Nu știu cum să-ți arăt să vezi mai bine. Hai să încerc să vin un pic mai aproape ca să vezi și tu cum arată. Mi se pare că are o acoperire atât de bună și se păstrează atât de bine pe ten, încât lejer, dar lejer, este în topul meu de fonduri de ten preferate. Evident că îl setez cu pudră. Nu există fond de ten pe care eu să nu îl setez cu pudră și fac asta pentru că așa mă simt confortabil pentru tenul meu mic și așa mă asigur că indiferent ce s-ar întâmpla în timpul zilei, machiajul meu rămâne la locul lui. Am pregătit și un material în acest sens legat de ce pudre folosesc, ce pudre am în colecție și ce pudre folosesc și cum îmi par pudrele respective și o să vină cât de curând tot pe canalul acesta de YouTube. Final check, mi-am pus și un pic de culoare în obraj, nimic exagerat, mi-am pus și ceva pe buze și ăsta este review-ul meu pentru Vichy Dermablend 3D Correction, un fond de ten la care nu am să renunț absolut niciodată în această viață. Și când îl alegeți, vă rog din suflet să țineți cont de faptul că este non-comedogenic și cumva, mai ales pentru tenurile mixte sau pentru tenurile acneice, asta ar trebui să fie prima grijă în momentul în care alegeți un produs. Vichy este un brand dezvoltat de dermatologi, iar eu am mare, mare încredere în produsele lor. Sper să vă fie de folos acest review, sper că v-am ajutat, că informațiile sunt așa cum le-ați aștepta voi. Am decis să fac această rubrică pentru că minutul de pe TikTok nu mi ajunge să spun tot ce aș vrea să spun și știu că sunt fete acolo care vor mai multe și mai multe și mai multe detalii, așa că ne auzim în comentarii cu orice vrei să-mi transmiți legat de acest produs, de această rubrică sau legat de mine, că poate vrei să-mi recomanzi ceva. Până data viitoare, v-am îmbrățișat cu drag! Ne auzim, pa, pa!